venit din nou. S-au revenit, nu-mi pasă, nu sunt de chestiile astea la fiecare video. Astăzi vreau să vorbesc despre slăbit. Scuzați comotul, sunt în pădure. Vreau să filmez pentru că vreau liniște, pace și să nu mă deranjeze nimeni când filmez. Părul meu arată ciudat, așa, în fine. Să trecem la subiect pentru că n-am mai postat de mult și vreau să revin cu un clip. Să zicem că, serios, așa, am scris pe foile astea. Bă, și ar trebui să știți pentru slăbit. Nu-i cine știe ce chestie, dar funcționează, vă ajută. Și sper să apreciați pentru că mă doare mâna la cât țin stativul. Dar sper să vă placă. Deci să începem. Numai să-mi găsesc un loc bun să stau și eu cumva și să am lumină bună. A prins te rog frumos becul. Astăzi te rog. Nu? Aprinde becul, că nu, n-am lumină bună. Of. Îmi trebuie un asistent să-mi aprindă lumina aici în pădure. Că nu găsesc un întrerupător pe aici. Doamne ferește, numai să mă mânc. Of, să am lumină bună. Și unde să stau comod. Oh, wow, wow, wow. Au, mulțumesc, mi-ai aprins lumina. Mersi. Bun, să începem cu prima chestie. Primul punct ar fi o dietă militară. Vă las în descriere ce ar trebui să consumați în la această dietă. Dieta ține 3 zile, nu mai mult, nu mai puțin, dar o să muriți de foame. Îți doar 3 mese pe zi în care n-aveți voie să mâncați nimic altceva decât, am să vă las în descriere cam tot ce ar trebui să mâncați, dar dacă vreți să slăbiți, credeți-mă că funcționează chestia asta. Am căutat-o, bine, n-am căutat eu, o căutat-o Monica, așa, Momo, mă rog, așa, și am, într-un fel, e ciudată, mor de foame și dacă e să faceți cu partenerul sau cu, nu știu, oricine altceva, încercați să rezistați tentații, îi rea, e o dietă rea, mor de foame, nu știu, mie, am ținut doar eu și Momo dieta și, na, altcineva cu care, altcineva cu care stăm în casă nu a ținut și era tentația că spunea vrei și tu din aia, iar de multe ori chiar, nu știu, de multe ori chiar ziceam nu, pentru că vroiam să slăbesc, dar ăsta e un fel de story time. Dar să trecem la dietă. Ține 3 zile, cum am mai zis, 3 mese pe zi. Nu aveți voie să mâncați altceva în afara celor 3 mese, dar dacă exagerați, să zicem, cu un aliment, nu cu un aliment, dacă exagerați cu cantitatea, să știți că nu e chiar atât de rău, dar dacă la micul dejun zice să mânci o felie de pâine, nu adăuga o franzelă, pentru că dude, n-ai cum să slăbești. Bun, să revenim. Bate vântul aici în corul. Bun. Am spus destul despre dieta asta. 3 zile. Dacă vreți să repetați chestia, să zicem că mă așteptați cel puțin 4 zile. După aia 3-4 zile, după aia reîncepeți-o. Tot aceiași alimente și mâncate de 3 ori pe zi, 3 zile și credeți-mă că dă chiar de roade, slăbiți 1 kg pe zi. 3 zile, 3 kg. Am vrut să zic replica asta de mult. Bun. Numărul 2 e un fel de suc, să zicem, un amestec de suc prin care nu chiar slăbești, dar te menții în formă.
E un suc făcut din un amestec de suc, nu știu cum să zic. Bun, suc făcut din suc de mere. Am ceva cu sucul de mere, dar nu se pune suc de mere. Luați, uitați partea asta. Se pune suc de grapefruit, suc de portocale sau ananas. Aștia trei. Numai puțin. Oprește ventilatorul că îngheți. Nimeni nimic pe bune. Un paravan acolo în față. Da, n-am cu cine lucra. Bun, revenim. Sucul făcut înnebunesc. Bun, în acest aveți, bun. Mă înculci. Mulțumesc, mulțumesc. Dar mai redul. N-am cu cine să vorbesc. Bun, aceste trei feluri de suc, ananas, grapefruit și cealaltă portocale, le combinați cu două linguri de oțet și două linguri de miere. Am uitat să zic. Oțet de mere neapărat. Le amestecați. Puneți într-un pahar cantitate, să zicem cam 200 de 250 de mililitri sau chiar 300 de mililitri. Trebuie băut înainte de masă. Na, înainte să mâncați. Mersi că îmi dai lumină. Așa, mulțumesc. Dar oprește, nu mă lovi și n-arunca cu chestii în mine, că se filmează, mulțumesc. Mersi. Așa. Of. Cum ziceam, trebuie mâncat, trebuie băut după fiecare masă, dar să nu exagerați. Prea mult oțet, prea multă miere sau cu cantitatea lui sau cu numărul, nu știu, numărul de câte ori îl beți. Nu faceți nu faceți prostia să-l beți chiar după fiecare masă. Adică ai mâncat un măr, gata, bei amestec cu acela de suc. Vă las în descriere ce ar trebui să puneți. Așa, în sucul de la pasul 2. Sucul ăsta doar vă menține în formă, să zicem. Dar în caz pe bune, oprește ventilatorul că zorne frunzele. Mersi. Așa, sucul ăsta atâta pornești vântul ăsta de la fițar ventilatorul tău. Și am zis că vreau lumină și îmi uit replicile. Mersi. Ce pot să zic? Bun. Deci, cum ziceam, o să fie un clip lung și nu vreau să... Nu intenționam să fie un clip lung. Bun. Nu mâncați. Nu pot să zic că mânci un măr și bei sucul. Nu, frate. Bei după o masă mare. Mic dejun, prânz, cină, ceva de genul. Nu mânci o chestie și gata, e busul. Poți să faci asta, dar îți strici stomacul. Bun. Numărul 3. La numărul 2 am zis destule. Numărul... Ți-am zis să nu mai arunci. Încerc să filmez. Va fi un clip lung. Mulțumesc. Mulțumesc! Bun. Numărul 3 e faza de cantitate de mâncare pe care o mânci dacă vrei să slăbești. Sau să te menții în formă, reduc cantitatea de mâncare. Adică, nu mânca 10 kg de mâncare la o singură masă și tu vrei să-ți slăbești, prietene, nu o să se întâmple. Așa. Și plus că trebuie să aveți 3 sau 4 mese pe zi, plus gustările. Adică, nu mai are rost să mai adaug și alte chestii, pentru că... Vă dați și voi seama că dacă vreți să slăbiți, nu consumați atâta mâncare. Parcă am zis să fiu singur. Uite acolo. Du-te. Mersi. Nu te plătesc degeaba. Ce mă? Eu te plătesc pe tine, da. Dacă nu-mi iese clipul, nu mai primești niciun ban. Nimica. Mulțumesc.
mă scuzați, asistentul meu, asistentul meu nu face cum mi se spune și vrea bani. Bun, să începem. 4. Lichidele consumate. Știu că e faza ca să bei cât mai multe lichide, ceaiuri în special, dar nici cu ceaiurile să nu exagerați, pentru că și ele sunt dăunătoare. Adică nu consuma o chestie care tu vrei să slăbești, nu să te îmbolnăvești sau să-ți faci rău. Așa? Lichidele în principal, 3-4 litri pe zi. Gândește-te că nu mai arunca cu chestii în mine. Dacă mai arunci, o să-ți scade salarul. Și oprește ventilatorul, că n-am nevoie de ventilator. N-am cu cine vorbi. Va fi un clip lung, sper că vă place clip. Sper că o să vă placă clipurile mele lungi. Asistentul meu, nu mai arunca cu chestii în mine. Replicile, ce pot să zic. Bun, cele 3 mese, 3 sau 4 mese care am mai vorbit. Bun. Ce te concediezi, dai noroc că doar pe tine te am. Bun. 3 ore înainte de a dormi, nu aveți ce mânca. Nu mâncai. Nu mâncai. Vezi? Mă încălci. 3 ore înainte să, cu 3 ore înainte să dormiți, înainte să de tot, nu mâncați, sau după ora 6, după ora 7 nu mânca. Și iau în considerare, dacă mânci o masă grea, mânci, frate, din aia și din aia și din aia, și în 5 minute tu te pui să dormi, gândește-te că peste noapte tot ce ai mâncat se depune și o să mai slăbești mâine. Au, nu mai arunca. Bun, numărul 5, pasul 5, este mișcarea. Uf, hai să văd. Mersi că ai oprit vântul. Mersi. Mersi. Vezi la întrerupătorul ăla? Mă scuzați. Vezi la întrerupătorul ăla? Mersi. Prinde-l de pom, nu-i priză aici, acum să nu fie priză în pădure. La ce suntem? Suntem în secolul 21, du-te caut o priză. Uite, vezi că acolo undeva eu n-ai prelungitor. Eu nu am la prelungitor și pentru tine. Bine. Și cam cât ar trebui? Cam un kilometru. N-am suficienți bani să-ți plătesc ție cablu de un kilometru, pentru că tu nu ești pregătit. Fă-ți treaba. Mă scuzați. Asistentul meu vrea să fie concediat. Bun. Numărul 5, mișcarea. Se referă la mișcare, pentru că e mișcare și nu am ce altceva să zic. Măcar, chiar dacă nu... Nu știu, n-am ce să zic. Fă mișcare dacă vrei să slăbești, pentru că trebuie să faci mișcare. Asta în primul rând. Să te menții și odată cu mișcarea te dezvolți și tu. Îți dezvolți musculatura, rezistența și restul chestiilor. Mersi că ai oprit vântul. Apreciez. Of. 6. E o chestie care chiar funcționează și la mine. Cum ar fi... ia-ți câteva haine, nu multe, un tricou, să zicem, dacă ai burtă, sau niște pantaloni care sunt mai strâmți, cu siguranță ai îndulap chestiile astea, și crede-mă că îți face ceva aici la tărtăcuță și, nu știu, te determină în așa fel încât să vrei să slăbești. Îți vezi burta, îți vezi colaci, îți vezi celulita în oglindă și zici, chiar trebuie să fac asta, trebuie să slăbesc. Dar fă chestia asta cu...
hainele mai mici. Ia-ți un tricou, o pereche de pantaloni, o bluză care e mai strâmtă. Ieși în oraș și vezi cum o să te simți. Gândește-te că nu o să te simți nu o să te simți confortabil gândindu-te că tu ai burtă, detești să ai burtă. Vrei să slăbești, dar nu faci nimic în privința asta, cam așa și la mine. Ești în pădure, mă scuzați. Fă-ți nevoile, Doamne iartă-mă, spală-te pe mâini că doar ți-ai adus cervețele umede. Aici în pădure cu siguranță nu vei găsi o chiuvetă. Sau apă, că doar nu cade din cer. Bine, o să cadă când o să vină ploaia. Curând, sper că nu. Așa. Continuă. Chestia asta cu maieurile, tricouri, chestii care strâmte pe tine și gândindu-te că alții se uită la tine și o să... Da, te judecă, pentru că oamenii altceva n-au nu știu, oamenii altceva nu au ce face, n-au nimic de făcut mai bun decât să te judece pe tine. Așa că cu ocazia asta o să te simți prost sau nu, depinde și de tine. Am zis să nu fiu deranjat, mulțumesc. Of, da, apreciez că pui muzică de pădure, dar dă-o mai încet. Uite întrerupător acolo pe pom. Of, Doamne, îmi vine să-l concediez, dar n-am benzină să îngășez. Mâncă-mi curul. Mă scuzați. Bun, la numărul 7, dulciurile. Ciocolată, torturi, savarine, amandine și chestii. Numai puțin. Redule. Vrei să slăbești? Mâncă puțin. Nu mânca, frate, o tabletă de ciocolată. Dacă, bun, dacă e să... Hai să gândim și altfel. Dacă e să mânci tableta aia de ciocolată, gândește-te că restul zilei, băi, nu mai mânci nimic. Apă și atâta. Nimic, nimic, nimic. Nu știu. Gândește-te că ciocolata aia are o grămadă de calorii și o grămadă de chestii. Da, e bună. Îți place. Frișca e bună, tortul e bun. Și aia e bună, și aia e bună, dar tu vrei să slăbești. Nu mai arunca cu chestii în mine pentru numele lui Dumnezeu. Redule, sau nu le mai mânca deloc. Cel puțin, nu știu, pentru perioada aia de timp cât vrei să slăbești. Sau ești la dietă. Bun, să vedem. Numărul 8. Asta e cea mai bună. E și amuzantă în același timp. Faza că... Nu mă mișca, mulțumesc. Mâncatul în weekend. Asta e o problemă care nu-i bună nici la mine. Așa. Nu contează că tu mânci, ții regim 5 zile din 7, iar în weekend bagi în tine shawarma, mânci după ora 7, după ora 8, după ora 9, după ora 10, consumi cantități industriale de mâncare, iar de luni ce zici? Hai să reîncepem dieta pentru că nu am slăbit. Băi, nu mânca în weekend, adică nu muri de foame, cel puțin. Mâncă, nu știu, mâncă ce ai mâncat și în celelalte zile. Ține-te de programul ăsta dacă vrei să slăbești. Sper că am zis destul la numărul 8. 9. Trucurile de slăbit. O grămadă. Credeți-mă că sunt o grămadă. Chestia cu folia care ți-o pui pe abdomen și faci mișcare. Da, funcționează. Am folosit și eu, dar nu știu, mi se pare amuzant că fâșie. Te miști încolo, fâși, 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 fâși. Nu-i chiar atât de mișto să faci chestia. Dar o chestie, dacă e să faci mișcare, trucuri și tot felul de chestii și vrei să slăbești, vrei să arăți grăsimi, că asta contează, tu vrei să arăți grăsimi, ești slab. Și eu nu pot să zic că
spus gras. Am zis să nu fiu deranjat, mulțumesc. Ce caută ăla acolo și să uită aici? Doamne, mulțumesc, lasă-l acolo să stea, lasă-l. Doar nu mai da drumul la ventilator, că mă dor măselele. Mulțumesc. Dar tot o să-l pornești. Eu ce să fac? Dacă știți vreun asistent, vă rog, lăsați în comentarii numele lui, numărul. Pentru că am nevoie de unul. Acesta mă nervează. Bun, trucurile. Revenim. Vezi, o să fiu deja filmez de aproape jumate de oră. Mulțumesc. Am zis că nu vreau să dai, că vreau să fie scurt. Mersi. Dar n-am cu cine să lucrez. Și după aia mai trebuie să mai fac și poze. După aia mai trebuie să mă duc și la pomul ăla de acolo, de la 2-3 km de mine, să iau vișine, care de fapt îți cireșe, dar eu tot zic vișine. Pentru nu mai arunca cu chestii. Așa, pentru că tu vrei vișine. Da, ți-am luat caserole și pătură și bere ți-am luat. Da. Tot aș vrea să te concediez. Numărul 9. Trupurile acestea. Nu mai mi-a aruncat cu muștele tale de plastic și oprește ventilatorul. Mulțumesc. Oh, sper că m-auziți. Eu am încercat să vorbesc suficient de tare, dar asistentul meu nu mă înțelege. Așa. Trucurile. Ui, o chestie care chiar dă roade. Monica, nu știu. Monica Momo, mă rog. Așa, cum vreți. Să înțelegeți. Atunci când faci mișcare, te pui să alergi. Alergi acasă, pe bandă. Faci exerciții. Ia, frate, cât ia-ți o pereche de pantaloni. Nu-ți lua, frate, blugi, că nu. Vrei să faci genoflexiuni, vrei să faci alte chestii. Nu-mi vine acum în minte, pentru că nu fac. Da, știu, tu arăți bine, tu ești slab, eu am șuncă pe mine, ce vrei să fac? Nu mint oamenii. Dar faza e că eu nu am o chestie, chestia de la punctul 10. Aia nu am, de fapt o am, dar pleacă repede. Așa cuvântul ăsta care mi-l dai tu mie. Nu-ți mai răbda abdomenul pentru că și eu am unul. Bine, scutește-mă. Of. Am să nebunesc cu el. Bun. Să începem de la punct, să continuăm cu punctul 9. Bun, faci mișcare și chestii din pe tine. Nu neapărat strâmtă. Ia-ți, puneți folia aceea de plastic, folia aceea alimentară. Înfășoară-ți în jurul abdomenului, în jurul pulpelor. Pentru că și acolo vei transpira. Ia-ți o pereche de pantaloni de scurți, să zicem. Sau lungi, de training. Două tricouri și o bluză. Fă mișcare, dar nu fă mișcare cel 5 minute, pentru că nu te ajută. Sau nu, chiar nu te ajută. Cel puțin jumate de oră, o oră, două ore, cât timp ai la dispoziție ca să faci exerciții, să alergi pe bandă, să faci chestii. Mă refer, chestiile astea mă refer să le faci acasă. Nu cred că e prea recomandat pe vremea asta să fie, e vară, iar tu vrei să slăbești. Și tu vrei să alergi ca îmbrăcat ca Moș Crăciun venit din, sau scăpat din Narnia. Să alergi pe străzi. Lumea o să râdă de tine, frate. Bun. Sper că am terminat și cu punctul 9. Bine că mănânci gogoșile, mersi. Mi-ai lăsat și mie. Nu, geniule, vreau cartofi prăjiți. Ți-am zis că vreau cartofi prăjiți. Tu ce mi-ai luat? Da, o să avem pauză de masă după ce termine filmat clipul. Dar eu voi mânca? Vedeți? Aia o voi mânca. Asistentul meu îmi mâncă totul. Lasă-mi și mie măcar o porție de cartofi prăjiți. Mersi, mersi. Aia e bună. Numărul 10. V-aș arăta piciorul, dar nu e frumos. Ca să înțelegeți că e numărul 10. La numărul 10 se află ambiția. Da, am auzit.
O am, dar la mine dispare. Așa cu ventilatorul și cu vântul ăsta ce mi-l faci tu. Ți-am zis, nu-mi da cu muște pe mine. Mult mulțumesc. Ai grijă de aparatul meu, că nu vreau să mi-l fure cineva. Da, e cadou de la Momo, da, vezi? Doamne, aș vrea să-l concediez. Numărul 10, îi ambiția. Mă doare fundul. Numărul 10, e ambiția. Dacă vrei să-ți slăbești, fă-o. Fă-o azi, fă-o mâine, fă-o peste 2-3 zile, fă-o o lună. Ți-am zis să nu fiu deranjat. Ține-te de chestia asta. Pune-ți în minte chestia asta. Ține-te de ea. Dacă nu vrei să slăbești, n-ai ambiție. Da, o ai. Și eu am ambiție. Și eu pot să, vedeți? Și eu pot să zic că am ambiție. Dar la mine e faza că pleacă repede. Și mai ales faza cu slăbitul. Deci, dacă vrei să slăbești, scrieți, uite, fă cum am făcut și eu. Puneți o foaie, scrieți pe o foaie toate chestiile ce vrei să le faci. Cu punctulețe, cu unuri, cu doiuri, numerotează-le, fă-le cum vrei. Nu mă deranja, vreau să termin clipul. Ți-am zis, filmez deja de aproape o oră. Da, ți-o dau în cap. Mulțumesc. Da. Vrei bani? Sănătatea nu-i pe gratis. Să știi că asta ai luat-o de la mine. O să nebunesc. Bun. Să continuăm. Nu vi-l filmez pentru că este un geniu și nu vreau să-l filmez. Adică nu vreau să-mi filmez asistentul. Deci, cum ziceam, faza cu numărul 10, cum mai zici, vezi, mă întrerupi și nu mai arunca cu chestii în mine, că nu mai vreau să mă mișc, vreau să termin clipul ăsta, că mă nebunești, mulțumesc. Of. Bun. Mersi că ai oprit vântul, de-abia acum. Deci, scrieți pe o foaie. Nu contează cât e de mare. Tot ce vrei să faci. Vrei să slăbești, scrieți. Vrei să faci aia, vrei să fii ambițios. Vrei să fii, să faci aia. Vrei să faci cealaltă. Vrei să scrii cărți, cum fac eu. Dar scrii la 7000 de cărți deodată și nu termini niciuna. Nu, începe una și termină. Puneți în gând toată ambiția asta, tot. Puneți, frate, în gând tot binele din lume. Tot ce vrei tu să faci. Tu contezi. Și puneți chestia asta, scrieți tot ce vrei pe foaia. Lipește-ți undeva la vedere. O să dai cu ochii de ea, nu arunca pentru că o să-ți folosească. Așa că... Și o să te ajute, crede-mă că o să te ajute. Citești chestia asta, treci pe lângă foaie, treci pe lângă afișul acela pe care l-ai pus. Și dai cu ochii de ea, îți face ceva la cap. Și o să te ajute. O să-ți reamintească, bă, eu trebuie să mă țin de aia. Bă, eu trebuie să fac aia. Așa că... Sper că v-a plăcut clipul. Mersi că de-abia acum ai oprit ventilatorul. Dar dă-l pe jos. Sper că v-a plăcut clipul. Ne mai auzim și data viitoare. Așa că... Toate cele bune și... Țineți-vă. Țineți-vă de lista aceea. Băgați-vă o ambiție mai repede în cap. Mă duc să mănânc și eu ceva, că mi-e foame. Bine. Na, mai lasă-mi și mie din ăla. Mi-ai lăsat? Mie de ce nu mi-ai lăsat? Fița răbotul de râs.